Steaua a câștigat eternul derby cu Dinamo la handbal. Miercuri seara, într-un joc contând pentru etapa 8-a Ligii Zimbrilor la handbal masculin, Steaua București a dispus la limita de campioană Dinamo, scor 27-26. Disputat în sala sporturilor Concordia din Chiajna, derbiul a fost deschis, în mod simbolic, de luptătoarea stelistă Alina Vuc, vicecampioană mondială în 2017 și 2019. Mă bucur că am avut onoarea să dau lovitura de începere la derbiul de handbal Steaua Dinamo. Am avut un pic emoții, dar mă bucur că am depășit momentul. În fața unui public numeros, ambele echipe au arătat determinare, dorință de victorie și și-au împărțit perioadele de dominare. În cele din urmă, după 60 de minute de luptă, Steaua s-a impus grație golului marcat în ultima secundă de către Miloșević. Cei mai buni marcatori pentru Steaua au fost Miloșević 7, Grbović 6, Florea și Humet câte 5. Pentru Dinamo, eșecul cu Steaua a fost primul din acest sezon competițional. Da, suntem foarte bucuroși și șansa a fost de partea noastră pentru și în același timp nivelul de concentrare. Și momentul în care am cerut time-out-ul pentru că am anticipat puțin în acest moment și am găsit soluția ideală și suntem foarte bucuroși că am reușit să batem echipa care reprezintă România în Liga Campionilor, o echipă foarte puternică, dar cred că am profitat puțin și de faptul că ei jucând din 4-4 zile, încărcătura emoțională nu e aceeași ca atunci când joacă din săptămână în săptămână. În runda următoare, a noua, elevii lui Sandu Iacob se vor deplasa la Făgăraș pentru jocul cu CSM din localitate. Partida va avea loc pe 10 noiembrie.